Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări live și pe paginile de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă și pe YouTube, acolo unde vă invit să dați un subscribe pentru a afla primii toate informațiile pe care le aducem în fiecare zi în fața dumneavoastră. Bineînțeles, de luni până vineri, de la ora 16 și ora 20, suntem și pe micile ecrane și vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare zi. Suntem de fapt în prag de sărbătoare, suntem în Vinerea Mare astăzi și am considerat că este oportun să discutăm puțin și despre obiceiurile și tradițiile noastre. Mă refer aici la ce se întâmplă în special în județul Hunedoara, dar vom discuta astăzi și despre festivalul Drăgan Muntean, un festival care a ajuns să fie recunoscut în întreaga țară și care adună aici în județul Hunedoara foarte mulți tineri talentați, tineri care au ceva de spus în muzica populară românească și de ce nu și în tradiții și le vor duce cu siguranță mai departe peste ani. Pentru a afla cât mai multe informații despre aceste subiecte, l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Ciprian Roman, managerul Centrului de Cultură și Artă a județului Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Să rămână, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație! Suntem bucuroși să vă avem alături, mai ales în zi de sărbătoare, pentru că sunteți unul dintre cei care a reușit să ducă tradiția, să ducă obiceiurile mai departe, chiar dacă presupun că ați mai întâmpinat și dificultăți pe tot parcursul carierei dumneavoastră. Da, vedeți, suntem într-o perioadă a anului extraordinară, această perioadă a sărbătorilor pascale și noi în județul Hunedoara avem tradiții frumoase, avem locuri minunate, avem oameni în toate zonele și subzonele noastre etnofolclorice. Așa adăuga eu, încă îi mai avem și mai avem. Ar trebui să profităm de acest lucru și de toate cunoștințele pe care ei le au. Avem încă aceste lucruri frumoase, acești oameni minunați care știu să păstreze, să transmită din generație în generație frumusețea acestor obiceiuri străbune. Da, ca și instituție avem obligația de a scoate aceste lucruri la lumină. În măsura în care putem și ne străduim să facem acest lucru, nu întâmplător, instituția noastră, și o spun de fiecare dată cu mândrie, nu întâmplător, în fiecare an încercăm să edităm, să publicăm ceea ce mai avem încă neprezentat și sunt foarte multe lucruri de valoare. În urma cercetării pe care ați făcut-o probabil în județul. De aceea, da, s-a cercetat mult județul Hunedoara din acest punct de vedere și de către echipa actuală și de către profesioniștii care au fost înaintea noastră în domeniu, dar n-au avut aceste posibilități tehnice pe care le avem astăzi pentru a avea niște arhive bine construite. Vedeți, partea electronică ajută mult, această digitalizare. Vă dau un exemplu, o revistă de specialitate în care dumneavoastră ca și moderator poate doriți să aflați informații despre Vinerea Mare, de exemplu, printr-o simplă accesare a site-ului nostru de specialitate, veți găsi foarte multe lucruri legate de subiectul care vă interesează. Cred că acest lucru este foarte important, normal, și este foarte important pentru viitor, pentru că aceste lucruri despre care vorbim, dacă nu vor fi conservate, păstrate, se vor pierde. Ori noi acordăm o foarte mare atenție acestui capitol și aici trebuie să-i menționez pe colegii mei care fac această muncă, colegii de la Centrul de Cultură, coordonați pe această parte de către profesorul Mircea Lac. Ne bucurăm de fiecare dată când auzim și ne bucurăm că îl avem alături de noi pentru că a reușit în toți acești ani în care a fost alături de tineri, a reușit să scoată din ei cei mai buni, cum se spune, și din mâinile dumnealui iasă lucruri foarte, foarte frumoase și ne bucurăm că încă mai are putere să ducă mai departe aceste tradiții pentru că nu e atât de ușor totuși și la vârsta dumnealui și cu tinerii noștri să îi facă cumva să își îndrepte atenția spre aceste tradiții, să lucreze cu lemnul, să lucreze cu tot felul de obiecte că
până la urmă cu toții cred că am crescut sau mare parte dintre noi am crescut cu aceste obiceiuri, însă le-am cam lăsat așa deoparte la un moment dat. Sigur, ele, obiceiurile se diluează, poate multe dintre ele suferă modificări mai mult sau mai puțin corecte. De aceea este bine ca acești oameni care încă îi mai avem, pe care încă îi mai avem, oameni instruiți și cu un bagaj de cunoștințe formidabil, acești oameni să fie puși în valoare, acești oameni să aibă mână liberă, să aibă deschidere, da? Acești oameni sunt artiști valoroși pe care nu poți să îi ții la ușă. Nu există așa ceva. Acești oameni trebuie să aibă libertatea de a crea, de a expune, de a participa la expoziții, la olimpiade. Și iată, pe partea de olimpiade școlare, să știți că județul Hunedoara și clasa profesorului Lac are foarte, foarte multe rezultate la nivel național. Chiar în săptămâna ce urmează vor fi prezenți cu o expoziție foarte interesantă din Ținutul Pădurenilor, o expoziție care va avea loc în Muzeul Astra din Sibiu. Muzeul Astra din Sibiu este o instituție etalon pentru cultura noastră tradițională, iar faptul că o clasă de elevi de la Centrul de Cultură Hunedoara participă ca și invitați acolo, eu zic că este un lucru foarte frumos, pentru că zeci sau sute de oameni care trec prin acea expoziție vor rămâne cu imagini frumoase din și despre Hunedoara. Ori acest lucru este un obiectiv foarte, foarte important. Vă îndepliniți cumva obiectivul nostru, exact, pe care îl are până la urmă și Centrul de Cultură și Artă, pentru că trebuie să scoateți la lumină până la urmă unele obiceiuri, tradiții, chiar și meșteșuguri, dacă e să discutăm așa. Pe partea de meșteșuguri, să știți, și voi fi foarte sincer, că la nivelul județului nu stăm foarte, foarte bine. S-au pierdut multe dintre aceste meșteșuguri și meșterii populari sunt din ce în ce mai puțini, sunt anumite domenii în care aproape că nu mai există deloc, pentru că din zonele sau locurile de unde vin nu au găsit tineri care să preia și să ducă mai departe acele meserii și meșteșuguri tradiționale. Și atunci aici avem deficiență, avem, să spunem. Sigur, avem probleme pe această parte. Nici nu știu cum să procedăm, pentru că nu putem să inventăm sau să reinventăm noi și să spunem cu tare meșteșug, cam așa. Nu e un lucru corect să intervii și să prezinți denaturat lucrurile astea, pentru că riști să strici munca unor generații întregi și să intri într-un fake, sau cum se spune, ceea ce nu e onorant deloc pentru instituția noastră. Am putea să o dăm și spre chici uneori și... Acesta este motivul și bine că mi-ați adus... scopul. Acesta este motivul și bine că mi-ați adus aminte pentru care am renunțat la acel târg al meșterilor populari. Vă amintiți, poate, și exact, telespectatorii știu, îl organizam aici în fața Casei de Cultură din Deva. Motivul principal a fost acela că din, nu știu, 50 de meșteșugari sau invitați care veneau din țară, deși noi trimiteam invitațiile și regulamentele foarte precis scrise și prezentate, însă veneau foarte mulți care nu aveau absolut nimic autentic și tradițional. Riscam să cheltuim banii și să facem un târg și să vedem expuse bâte de baseball, cuburi de așa, jocuri de șah sau ceea ce nu pot ca instituție să facă așa ceva. Și mai erau poate unul din 10 care avea ouă încondiate frumos din Bucovina, din Bistrița, cămăși populare foarte frumoase, însă erau din ce în ce mai puțini și trebuie să o spunem, nici nu vindeau foarte mult, pentru că aici este o problemă. Cei care treceau prin zonă erau mai atrași de o oie fabricată în China, pentru că era mai ieftină, decât de o oie autentică. Și atunci am spus că nu are rost să amestecăm aceste lucruri, să venim și să prezentăm fals, iată târgul meșterilor populare, că nu era așa. Și mai bine ați preferat să renunțați la organizarea acestui eveniment? Sunt foarte multe locuri în țară în care, dacă nu s-a renunțat la organizare, îl organizează, așa cum vă spun, nu chiar ok din acest punct de vedere. Mai sunt locuri în țară unde se organizează pe parte de olărit, lemn și așa mai departe, dar din câte știu sunt foarte, foarte puține, pentru că se amestecă cu
mă rog, alte elemente. Cu partea aceasta comercială care, sigur, nu este deloc, sau nu își găsește cumva locul în tot ceea ce înseamnă tradițiile noastre, și cred că mulți dintre cei care ne urmăresc au avut poate și bunici sau străbunici care au avut într-adevăr această artă a meșteșugului în familie. În orice comunitate existau, exact, oameni care stăpâneau aceste meșteșuguri sau meserii tradiționale care erau la baza funcționării acelei comunități. Dar vedeți că, paradoxal, în prezent se caută foarte mult lucrurile autentice. Lucrurile, ne cam îndreptăm totuși atenția așa, se caută încet, încet, și spre lucrurile acestea care sunt ale noastre, nu acele obiecte din China sau din alte țări care nu au nicio legătură, de fapt, cu noi și cu rădăcinile noastre. Sigur, mă uitam anul trecut la un eveniment, Ziua Iei, da? Care ia o amploare frumoasă, dar am văzut chiar pe posturi naționale de televiziune și chiar personalități din politică, artă, sport și așa mai departe, având o cămașă sau o ie populară îmbrăcată, sau diverse doamne din viața artistică, showbiz și așa mai departe, în schimb nu era ce trebuie. Adică, sistemul dincolo era mai ieftin, știți, ceva de genul. Păstrăm, ținem Ziua Iei Românești, dar suntem îmbrăcați în care n-au nicio legătură nici cu zona, nici cu data, nici cu pentru nimic. Rețelele de socializare, pentru acele selfie-uri pe care și le fac mulți dintre decidenții noștri, pentru că de cele mai multe ori ei sunt cei care umplu rețelele de socializare cu astfel de fotografii la toate evenimentele, dacă ar putea să ajungă simultan, ar fi minunat, dar uită esențialul, de fapt. Da, văd că zâmbiți așa și cu un gust amar, parcă. Sunt, cu toate acestea, mai sunt zone în județul Hunedoara încă vii din acest punct de vedere, pentru că își mai păstrează tradițiile, își păstrează cumva și tinerii alături de ei. Sunt zone frumoase și trebuie să spunem, dacă vorbim despre costumul popular, despre frumusețe și mai ales despre autentic, se remarcă zona Pădurenilor. Categoric este zona cea mai bogată din acest punct de vedere, cu acele costume superbe, și încă în Ținutul Pădurenilor mai sunt chiar și tineri care știu ce înseamnă costumul popular, îl poartă corect, îl poartă cu mândrie, nu-l poartă oricum, pentru că și costumul popular se poartă în anumite etape ale anului sau ale vieții, funcție de regulile bătrânești, ca să spunem așa. Apoi există Ținutul Mumârlanilor, de asemenea un ținut frumos unde, pe lângă costumul acela alb-negru frumos pe care îl poartă mumârlanii, încă își păstrează tradițiile, obiceiurile după cum au fost ele moștenite. Deci, iată, sunt două zone ale județului Hunedoara care, din acest punct de vedere, merită acordat o atenție deosebită, și noi o facem la nivelul Centrului de Cultură, nu doar prin acele evenimente pe care le știți, evenimentele scenice, ci și prin această muncă de cunoaștere și de a scoate la lumină ceea ce mai găsim pur în acele zone. Nu este o muncă deloc ușoară. Nu este o muncă ușoară și vă spun și de ce. Oamenii au alte preocupări, nu sunt tot timpul dispuși să îi bați la ușă, să ai discuții pe acest subiect. Sunt foarte mulți dintre ei care lucrează, au animale, fac navete destul de lungi între casă și locul de muncă. De obicei încercăm să luăm legătura și să discutăm oameni nici foarte în vârstă, pe care nu poți să-i deranjezi oricum, pentru că au o vârstă anume, nici cu cei foarte, foarte tineri care nu au cunoștințele necesare. Atunci riscați ca informațiile să nu fie pure. Încercăm să discutăm cu generația 40-60, da? Dar acești oameni sunt ocupați și ajungem destul de greu să intrăm în contact cu ei și să aibă și timpul și dispoziția de a-ți
sta la dispoziție exact, pentru... Și asta înseamnă câteva ore bune, probabil, de discuții. Sigur. Sau poate chiar zile, pentru că mulți dintre ei poate își mai amintesc așa pe parcurs anumite aspecte cu privire și la costumul popular și la obiceiurile pe care le aveau aici în zonă. Ați amintit de Ținutul Pădurenilor și aici chiar mai păstrează oamenii acest obicei de a purta cu mândrie, cu fală, cum se spune, costumul popular. Unii dintre ei am mai avut și o surprindere plăcută, bineînțeles, de a-i vedea chiar și duminica la biserică, mergând îmbrăcați în costumul popular. Așa este. Cum spuneam, zone în care portarea acelui costum încă nu reprezintă este, o rușine. Din contră. Mulți consideră că ar fi acest lucru. Ați văzut chiar și primari de localități la evenimente oficiale portând costumul autentic, ceea ce este foarte bine, pentru că primarul este un exemplu pentru acea comunitate și chiar apreciez acest lucru și privesc cu mândrie de fiecare dată și chiar țin să-i felicit când ne întâlnim la astfel de acțiuni. Când ați îmbrăcat pentru prima oară costumul popular? Eram copil la casă când am mai spus-o și o spun de fiecare dată cu mare, mare emoție. Eu vin totuși din perioada în care era acea vestită Cântarea României, unde, să știți că oamenii care se ocupau de acele lucruri nu e chiar așa cum se prezintă, știți, era ceva urât, rău, nu, erau specialiști, adică în momentul nu în care făceai ajungea, din obligație. Mai mult sau mai puțin, dar cei care erau descoperiți ca și potențiale sau viitoare talente nu se îmbrăcau ei acasă cum credeau ei. Era totuși în școala respectivă sau în organizarea respectivă om care se pricepea la costumul popular, om care se pricepea la linii melodice, om care se pricepea la zone, deci toate lucrurile erau oarecum legate. Bun, nu sunt un nostalgic al vremurilor, dar vă spun cum... Așa, și atunci, sigur, în anii în care am început ca și elev la școală să cânt, îmi aduc aminte că primul costum pe care, care mi s-a adus, pentru că nu aveam, a fost un costum pădurenesc. Eu locuind și crescând în Hunedoara. Și atunci am primit acel costum pădurenesc, iar mai apoi, în momentul câți în care... Câți ani aveți? 10. Nu mai știu. Apoi, după, în perioada liceului, deci de la 14 ani în sus, când am început colaborarea și lungă și frumoasă cu cei de la Brad, automat costumul și repertoriul s-a legat de acea zonă de Brad, de partea de nord a județului, de Zarand. Costum care diferă total față de cel pădurenesc sau față de cel mămârlănesc, pentru că în acea parte de județ, partea de nord a județului și în special în Țara Moților, sunt acele frunze pe cămașa bărbătească, acele frunze, din câte știu și m-am documentat, cu câte altitudinea mai mare, cu atât frunza este mai ascuțită la cămașa bărbătească. Deci, iată, nu întâmplător se coseau și acele frunze. Aveau sunt unele elemente care sunt specifice anumitor zone, chiar dacă poate uneori ne par asemănătoare costumele, par, dar ele fiecare are o poveste, exact, au fiecare elemente element, distinctive. Lucrul care ținea de inspirația femeii care cosea acel costum, de vârstă, de locuri. Să știți că există comunități care la o distanță de 10 sau 15 kilometri un sat de altul, costumul și elementele florale sau elementele simbolistice diferă și au o explicație, au o logică anume. Nu coseau așa la întâmplare, totuși aveau niște elemente importante după care se ghidau. În comunitate era o doamnă mai în vârstă, da, care cunoștea dintr-o generație anterioară ce însemna acea frunză, cum arată soarele, dar aceste lucruri, să știți că dacă veți sta de vorbă, apropo de expoziția pe care vom avea la Sibiu, la Muzeul Satului, este exact pe această temă, a costumului popular, și acolo profesorul Lac vă poate explica extraordinar de frumos și de bine ce înseamnă fiecare frunzuliță, de unde vine, cum a fost gândită, ce simbolizează. Deci sunt niște lucruri extraordinar de
bine construite și bine documentate. Deci nimic nu era la întâmplare în lumea satului românesc. Nu s-a deteriorat, să spunem, din acest punct de vedere? Sau important este că ce mai putem salva, să salvăm. S-a transmis cumva din generație în generație, acolo unde s-a putut și unde s-a vrut. Bineînțeles că spuneați puțin mai devreme și de acei meșteșugari care nu au mai avut cui să transmită mai departe îndelenicirile acestea pe care le-au avut zeci, sute de ani, poate. Dar în ceea ce privește costumul popular, pe alocuri lucrurile încă mai stau bine din acest punct de vedere. Ați avut vreodată, nu știu, poate un costum preferat dintr-o anumită zonă sau? Nu, eu am purtat întotdeauna doar acest costum pe care îl port, din, cum vă spuneam, din Zarand. Sigur, sunt și evenimente unde trebuie să încercăm să ajutăm un pic. Adică poți folosi și pantalonul negru, dar un pantalon negru și atât, nu, pentru că sunt evenimente în care stai foarte multe ore în picioare și este greu să stai totuși în cizmă, pentru că în costumul românesc a fost introdusă cizma, a apărut mult mai târziu, în special în Ardeal. Sunt specialiști care consideră că acest lucru nu a fost tocmai un lucru bun și autentic. Sunt specialiști care spun că trebuia să evoluăm, nu puteam sta în opinci și acum. Unii specialiști spun, nu vreau să intru în detalii tehnice pentru că nu ăsta e scopul, în perioada Imperiului Austro-Ungar și cetățenii români, de sărani, nu știu, a îmbrățișat această formă de încălțăminte pentru că era totuși mai ușor de purtat, nu se udau așa, aveau o anumită eleganță, deci sunt multe elemente și aici, care pot fi discutate, dar discutate bine temeinic cu un specialist. Eu încerc în mare să mă refer la preocupările instituției și atunci sigur ajungem și la discuții referitoare la aceste lucruri. Printre preocupările instituției pe care o reprezentați este și aceea de a educa până la urmă, de a educa tinerii, de a-i forma în acest spirit al tradițiilor și obiceiurilor din zona noastră, dar cred că ar trebui ca în fiecare școală, indiferent dacă este una de cu specializări în aceste domenii sau nu, cred că ar fi esențial pentru elevi să învețe, să aibă măcar, nu știu, o oră, sau la ora de dirigenție, sau la orice altă oră, să învețe totuși mai mult despre aceste lucruri. A existat la nivel național, din câte știu, în urmă cu 4, 5, 10 ani, un proiect undeva în Bucovina, în țară, se numea 10 pentru folclor, așa era denumirea proiectului, care își propunea introducerea, nu obligatoriu desigur, în programa școlară a unei ore de folclor. Și când spunem folclor, nu spunem neapărat cântec sau așa, folclor în general. Cred că ar fi foarte interesant și pentru părinți și pentru elevi, la vârstele pe care le consideră specialiștii oportune pentru așa ceva, să cunoască cât de puțin din folclorul, din tradiția, din spiritualitatea poporului din care acești copii se trag. Pentru că așa cum avem în programele școlare, nu știu, ore de educație rutieră, ore de, dau exemple. Ar fi bine să avem și acea oră. Am spus, nu știu, eu neavând copii nu știu programele și vorbesc poate în necunoștință de cauză, dar ar trebui, sau ar fi bine, nu că ar trebui, termenul ăsta cu ar trebui, nu știu cât e de... Ne okay. Limitează cumva. Ar fi poate un câștig pentru noi să avem în școli, opțional, pe nevol, nu știu cum să spun, astfel de ore. Cred că ar fi interesante, pentru că să știți că și cu siguranță știți și noastră și cei care ne urmăresc, folclorul românesc de fapt este o poveste nesfârșită sau o sumă de povești pe care dacă știi cum să le prezinți acelui tânăr, să-l atragi, nu neapărat să faci din toți instrumentiști sau soliști vocali, nu. Dar nu e scopul acesta până dar la urmă. O minimă educație în acest sens cred că ar prinde bine și mai ales cred că ar avea rezultate în timp.
Așa cred eu, dacă e să mă întrebați. Dar acel proiect a rămas... Nu știu care este stadiul lui. Știu că la un moment dat erau mulți colegi de ai mei artiști implicați într-un turneu prin țară, turme pentru a promova această idee. Care a fost finalitatea lui, nu știu, dar la momentul respectiv am apreciat, mi s-a părut o idee chiar bună. Da, pentru că trebuie insuflat cumva acest drag de folclor încă de mici, iar da. Nu toate familiile cunosc, poate în amănunt, atât. Sau sunt mari în iubitori de folclor. Sigur, și atunci nu trebuie să fie mari ajung iubitori. Aceste informații copiilor. Mai periculoasă este confuzia între folclorul autentic și ceea ce vedem foarte agresiv promovat prin diverse canale astăzi. Acela este pericolul de a pretinde că, iată, aceștia suntem noi, prin cânteri și prin tot felul de invenții. Și aici comercialul... La comercial mă refer, sigur. Și a făcut o cărare așa destul de mare și cumva acoperă spuneam uneori. Și într-o altă emisiune unei colegi a noastră același lucru. Aceste instituții, precum Centrul de Cultură sau ansamblurile profesioniste sau alte instituții de specialitate, au tocmai acest rol de a estompa. Noi suntem într-o luptă permanentă cu ceea ce este kitsch, non-valoare și care pătrunde foarte ușor, pentru că noi ca instituție ne raportăm unor legi, unor regulamente, trebuie făcută muncă de cercetare, trebuie să fim foarte atenți, pe când ceilalți au intrat pe piață foarte ușor și își văd de comerț. Sigur, și sunt foarte, foarte mult ajutați fără să vrea de rețelele socializare. Exact. Unde omul este foarte prezent zilnic, vedem cu toții că suntem zilnic, multe ore pe zi cu telefonul în mână și ajungem fără să vrem în acea zonă. Pe când un spectacol de folclor adevărat la Teatrul de Artă din Deva este mult mai greu de realizat și mult mai greu ca acei oameni să fie prezenți în sală. Sigur că și noi promovăm și suntem prezenți pe aceste rețele cu fotografii, albume, imprimări din activitatea noastră. Însă, așa cum spuneam, când aceste instituții nu vor mai fi specialiști aceștia care să spună, da? Oameni precum Elize Stan, Leșe, știu, specialiștii care au ceva de spus în acest domeniu. Când aceste instituții și acești oameni nu vor mai exista, iar în locul lor nu vine cineva cu adevărat pregătit, va fi o problemă. Credeți că se va ajunge în acest punct în care, după ce vor dispărea acești titani, să le spunem, lucrurile nu vor mai avea poate aceeași valoare? Mi-e greu să vă răspund și să anticipez cum va fi. Cred că nu vom dispărea așa brusc, dar se va degrada atunci? Dar nu mergem înspre o revitalizare, revigorare, remodelare, așa cum trebuie. Din același motiv pe care vi-l spuneam. Iată, avem festivalul Concurs Drăgan Muntean. Avem 44 de concurenți înscriși astăzi când noi filmăm această emisiune. E mult? E puțin pentru acest festival care are deja răsunet în toată țara? Adică e... Să știți că majoritatea festivalurilor de acest gen din țară au undeva la jumătate din acest număr de concurenți. Dar în același timp pot să vă spun că recordul pe care l-am avut acum 3 ani înainte de pandemie a fost de 83 de participanți. Deci anul acesta sunt 44, însă trebuie să facem o paranteză, anul acesta este imediat după Paști și probabil că aici și asta influențează un pic participarea tinerilor, dar 44 de înscriși tineri din Argeș, Botoșani, Teleorman și așa mai departe din toată țara este un număr bun. Acum vom vedea câți dintre acești 44 trec ziua de preselecție, pentru că nu pot rămâne toți 44. M-a întrebat cineva, dar câți vor rămâne? Nu avem de unde ști, pentru că pot fi buni sau foarte buni. 18 sau 20 sau 24, asta în funcție, juriul decide
care sunt cei 22-23 care pot rămâne în concurs. Și concursul va avea loc în 19-21 aprilie. 19 este ziua de preselecție. Este ziua de preselecție, da? 20, adică joi, este ziua de concurs și vineri ziua pentru gala laureaților și premieră. Unde va avea loc? La Teatrul de Artă din Deva. Biletele încă se găsesc la Agenția Teatrului de Artă după programul afișat acolo sau puteți găsi și pe site-ul nostru. Deci 20 concurs, 21 gala. Eveniment care se bucură, așa cum spuneam, de mare apreciere atât din partea specialiștilor, pentru că pe mine, pe noi ne interesează foarte mult și ce spun la nivel național oamenii din domeniu. Festivalul Concurs Drăgan Muntean este astăzi considerat unul din primele 10 festivaluri din țară. Pe lângă acele festivaluri deja consacrate, Maria Tănase, Maria Lătărețu. Ați reușit să-l aduceți la un crescut, nivel destul de... A crescut foarte mult, de aceea și numărul de concurenți mie mi se pare în regulă, pentru că în momentul în care aduci un juriu de specialitate, deci la Festivalul Drăgan Muntean nu am acceptat niciodată ca juriul să nu fie format decât din oameni de specialitate. Și vorbim aici de președintele jurului, care este doamna Elize Stan din Televiziunea Română. Apoi Gheorghița Nicolae, cea care realizează Tezaurul Folcloric la Televiziunea Română. Apoi emisiunile de la specialitate de la Radio Timișoara, Radio România, Antena Satelor, oamenii care realizează acele emisiuni, adică oameni care zilnic văd concurența, ascultă, promovează, dar care au și pregătire de specialitate, adică la bază nu sunt economiști sau juriști, sunt muzicologi. Și atunci mi se pare foarte corect ca acei tineri care vin din țară cu emoții, cu pregătire, să fie jurizați de către oameni de specialiști. În adevăratul sens al cuvântului, pentru exact. Pentru că și această componență a juriului are un rol foarte important în creșterea unui festival. Veți vedea, și am spus-o fără să supăr pe nimeni, veți vedea și am văzut în țară jurii din 17 membri la 13 concurenți, ceea ce mi se pare un pic nu este justificat. Deplasat, da. Da, bine că nu este cazul acestui festival și ați reușit, cum spuneam, și prin numele pe care le aduceți aici și sunt membrii ai juriului să creșteți și așa să aibă... O chestiune foarte importantă. Le-am cerut membrilor juriului să vină din ziua de preselecție, ziua de concurs și ziua de gală. Deci vor fi 3 zile aici. Da, păi este un concurs serios, nu venim să... le-am cerut membrilor jurului și au fost în fiecare an de acord ca acei copii respinși în preselecție să nu plece acasă, vă mulțumim, la revedere, mai veniți pe la noi. Să stea de vorbă cu fiecare în parte, să-i spună ce a greșit. Să știți că preselecția durează 4 ore și acele explicații încă 4. Pentru că acei tineri vin și întreabă, doamna X, unde am greșit? Și acești oameni, fiind de specialitate, îi spun acelui tânăr, și am avut cazuri în care într-un an a căzut în preselecție, în anul viitor a venit și la premiu. Îi spune, ai greșit la respirație, nu ți-ai ales bine piesa, nu e potrivită pentru vârsta ta, nu ai fost atent la brit. Deci sunt multe, multe lucruri. Și am constatat cu bucurie că unii dintre cei care au băgat la cap ce li s-a spus, au reușit. Au evoluat, au învățat și au perfecționat. Chiar să intre în gală. Ceea ce e un lucru, zic eu, bun. Înscrierile s-au încheiat? Da, înscrierile s-au încheiat în data de 9, pentru că regulamentul este conceput în așa fel încât după ce se termină înscrierile și până în ziua festivalului, orchestra să aibă timp să repete. Pentru că orchestra trebuie să repete și să pregătească toate cele 44 de partituri, pentru că orchestra nu are de unde să știe care va cădea în preselecție. Și atunci ei trebuie să aibă totul pregătit, da? Ei nu pot ști, rămâne ăsta sau ăsta, da? Și atunci trebuie să repete tot,
pe lângă invitați, dansuri, suite. Au început deja, mă gândesc, sigur, pregătirile. Au o lună de zile de când se repetă, sigur. Orchestra, la ce orchestră ne referim? Orchestra Ansamblului Profesionist Drăgan Muntean. Deci vor fi cei care vor fi pe scenă și vor acompania pe acești tineri. Și concursul, și invitații, și toate momentele pe care le avem pregătite. Va fi un festival frumos și vă invit cu mare drag să participați, pentru că aceste lucruri nu se pot organiza foarte des, pentru că sunt costisitoare. Și un astfel de eveniment, cred că este un lucru bun de văzut pe viu. Una este când îl vezi la televizor sau pe Facebook și alta când ești în sală ca și spectator. Altfel sunt trăirile. Și trăiești emoția și bucuria alături de acei concurenți și de artiștii invitați. Ați pomenit și de invitați, pe lângă concurenții, pe lângă cei tineri care acum se pregătesc să urce în această lume a folclorului cu adevărat, vor fi și veteranii din acest domeniu, să spunem. Și la capitolul invitați sunt anumite lucruri de care trebuie să ținem seama. Și o să încep în ordinea în care ei vor intra în scenă, invitații. Atenție, vă spun de fiecare dată invitați. N-am folosit și nu voi folosi niciodată pe un afiș acea chestie invitat special. Eu aia nu înțeleg. Păi unii sunt invitați speciali și unii nespeciali. Mai văd colegi care fac astfel de... Chiar des vedem acest lucru. Nu este în regulă. Adică e un moment în care v-am invitat, dumneavoastră sunteți invitatul meu. Ori nu pot să... Doamna cealaltă este invitat special, pentru că nu e... Da, mă rog. Așa. Încep în ordinea acestor invitați. Fiind vorba despre festivalul Drăgan Muntean, simbolul pădurenilor, trebuie să fie invitat Bogdan Toma, pentru că este reprezentant al pădurenilor. Apoi, Drăgan, zona pădurenilor s-a învecinat și se interferează foarte frumos cu Banatul. Să știți că sunt mari asemănări între zona de munte a Banatului și Ținutul Pădurenilor, fiind și vecini, de altfel. Atunci, acolo, peste deal, cum se spune. Atunci avem invitați din Banat pe Adrian Stanca și Liliana Laichici. Asta în prima avem zi. Avem și joi, afișul. Joi în ziua de concurs, adică după ce concurența evoluează. Cei care își achiziționează bilete pot să participe și la partea aceea de concurs? Păi joi este ziua de concurs, da? Joi 20 aprilie, iar după ce se termină concursul, urmează invitații cei trei pe care... Dar la concurs, efectiv, putem să venim oricare dintre hunedoreni, pot să stea în sală și să asiste la... Da, și să știți că este foarte interesant să-i vezi pe cei concurenți care trebuie să cânte o strofă sau două dintr-o doină fără acompaniament, pentru că acolo se văd calitățile, și o melodie împreună cu orchestra noastră. Mergem pentru vineri, în data de 21 aprilie, unde, de asemenea, interpreți hunedoreni și ne uităm la Mariana Anghel și Mariana Deac, ele vin din generația lui Drăgan, au fost colegi și au fost de multe ori pe scenă și sunt hunedorencele noastre. Apoi Cristi Fodor, Ovidiu Olar și subsemnatul cu voia dumneavoastră, iar ca și invitat din altă zonă am mers de data aceasta în Oltenia cu Olguța Berbec, pentru că e foarte bine într-un eveniment să ai și zone diferite, pentru că cântând doar aceeași zonă riscăm să fie un pic monoton. Da, indiferent despre ce trebuie soliști. Să mai schimbați puțin ritmul. Exact. Da, apoi în vineri, deci înainte de a evolua cei pe care îi vedeți acolo, are loc gala laureaților. Cei șapte care rămân în gală, deci cele șapte premii, vor fi premiați de către membrii jurului și vor cânta melodia cu acompaniament cu care au concurat în ziua anterioară. Și fiecare concurent care primește, intră în gală, de exemplu, marele premiu va fi acordat de către președintele jurului, de către Elize Stan. Elize Stan îl va premia și va spune câteva cuvinte și despre concurentul, așa, și despre festival, implicit despre Hunedoara, că asta este... Exact, așa. E aici, la noi acasă. Apoi, ceilalți membri a jurului, da, vor face același lucru, specific faptul că și ziua de joi și ziua de vineri
vor fi preluate de către TVR 3 și TVR Timișoara, pentru că e foarte bine ca un astfel de eveniment să fie văzut în întreaga țară de către cei... Până la urmă, concurenții sunt din toată țara și e firesc că poate și familiile lor, cei care nu pot să fie alături de ei, să îi vadă măcar așa. Da. Deci cam asta este desfășurarea în cele două zile de festival. Festivalul Concurs Național de Interpretare Vocală a Cântecului Popular Românesc, Drăgan Muntean. În mod sugestiv am ales acea fotografie cu Drăgan care se uită de undeva. Veghează. Da? Se uită poate și la concurenți și la colegii de mai jos. Am ținut foarte mult ca această fotografie să fie prezentă în fiecare an pe afișa festivalului. Ați reușit să aveți o relație apropiată cu Drăgan Muntean? Da, eu am fost în perioada anilor de liceu și după ce am terminat liceul, destul de apropiat de Drăgan. El, Dumnezeu să-l odihnească, a sprijinit mult tânăra generație de atunci. În tânăra generație de atunci eram eu, Valentin Crainic, Cristi Fodor, sprijinit în sensul că am avut ocazia să mergem chiar în Tezaurul Folcloric împreună la Sala Palatului și sunt înregistrări din... A crezut în sunt voi înregistrări toți, clar. Din acea perioadă. Îmi amintesc că în acei ani nu mergeam fiecare cu autoturismul personal la București. Luam bilete de tren din gara Deva, plecam împreună, băieții la vagonul de dormit al băieților, fetele pe care le-au zis și acolo la... Așa ne întâlneam, coboram în gara de nord, mergeam la repetiții cu o zi înainte, avea loc spectacol și în orice spectacol era Tezaur Folcloric. Apoi evenimentele care aveau loc în județ, pentru că și în acei ani se organizau evenimente de la Costești, de la Poienița, era, Poienița Voin era evenimentul lui de suflet, lui de suflet unde de fiecare dată și eu ca tânăr pe atunci eram invitat. Tânăr deci, și acum, nu mulțumesc. Doar atunci. Atunci era mult mai tânăr. Așa. A fost un om care a știut să păstreze relațiile în lumea aceasta folclorului așa și să acorde și tinerilor o șansă. Era un om foarte... sufletist, apropiat de tineri, apropiat de folclor. Deși lucra în cadrul Ministerului de Interne, unde se presupune că oamenii sunt mai militari, mai duri, mai striți, exact. El era totuși artist, da? Și am reușit să avem o relație bună. De aceea, iată, peste ani, când mie îmi revine sarcina de a organiza festivalul care poartă numele, vă dați seama că nu mă raportez așa oarecum. Este totuși un om pe care l-am cunoscut, un om iubit de atâta popor. Care poate v-a și ajutat la un moment dat în sigur. Carieră. Apropo, să știți că prima mea casetă pe care am scos-o în 98, pe vremea aceea nu erau CD-uri și stick-uri și așa. Înregistram cu creionul. Prima casetă care se numea Doamne, rău ai făcut lumea, se referea la o poveste de dragoste, că, mă rog, așa, a fost lansată la Poienița Voinii, unde Drăgan Muntean a fost de acord ca în cadrul manifestării de la Poienița Voinii să fie un punct acolo pe afiș lansarea casetei audio a tânărului interpret Ciprian Roma. Deci, pentru mine a fost... Cum v-ați simțit atunci când ați văzut? Pentru mine a fost un mare pas înainte, ca prima mea înregistrare, dar să nu o văd doar în piață pe cutiile alea unde exact, se vindeau... Exact, pe acele tarabe unde erau casetele, și da. Și să fie lansată în cadrul... mi-amintesc că a plouat extraordinar de tare... O mai aveți acea casetă? Da. Ați păstrat-o. Am păstrat-o. Acea casetă să fie lansată acolo la Poienița Voinii și despre ea să vorbească atât Drăgan, care era organizatorul principal, cât și Marioara Mugărescu, care era prezentatorul evenimentului. Mi-aduc aminte părinții mei, pe mama și pe tată, când au venit și au stat la momentul acela care era al meu de lansarea casetei, cam ce emoții au avut ei și prin ce au trecut. Nici nu se gândeau probabil că veți fi la oaltă, iată, Ciprian Roma, Drăgan Muntean, Marioara Mugărescu. A fost...
Așa, iar după... Vremuri frumoase, probabil, de care vă aduceți aminte. Sigur, cu drag. Sigur, au fost începuturile mele. Iar după acel festival de la Poienița Voinii, Mărioara Morescu m-a chemat în TVR și am făcut prima înregistrare în Parcul Herăstrău din București, în cadrul emisiunii Tezaurul Folcloric, la o săptămână sau două după momentul despre care vă spuneam. Acum cumva vă revine dumneavoastră sarcina aceasta de a ajuta alți tineri și de a-i ajuta să ajungă acolo unde ei își doresc și pe cei mai buni, bineînțeles, că asta e foarte important. Suntem la final de emisiune, a trecut foarte repede, dar nu o să vă las să plecați până nu o să le transmiteți și un mesaj celor care ne urmăresc, nu doar din județul Hunedoara, că acum cu aceste rețele de socializare suntem urmăriți de oriunde din lume până la urmă. Să le spunem tuturor sărbători fericite, cu sănătate, cu liniște, să le petreceți alături de cei dragi, pentru că cel mai important lucru este familia. Să aveți liniște, să aveți credință, să ascultați cu drag toate cântecele din folclorul românesc și ale hunedorenilor și ale celorlalți colegi din țară, indiferent pe ce canal sau post de televiziune, să vă bucurați de frumusețea cântecelor noastre. Sărbători fericite! Sărbători cu bine vă dorim și noi și să ne revedem cu bine și la festival, iată, în 20 și în 21 aprilie, după Paște, numai bine, mai faceți puțină mișcare și dumneavoastră și puteți să luați parte la acest festival care va avea loc la Teatrul de Artă Deva. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, rămâneți în continuare pentru că imediat ne revedem cu un alt invitat.